Bună, haideți să discutăm în continuare de două cazuri le facem în același timp pentru că ele se fac la fel ca și procedeu și anume cazul de determinare 0 la 0 și infinit la 0. Aici vom avea exercițiile, avem exercițiile pe care le vom rezolva. Ce vom face? Vom folosi următoarea formulă. F la G este E la G în din F. Bun, aceasta este formula pe care o folosesc și practic, dacă acestea două, de exemplu în cazul 0 la 0, înseamnă că voi avea e la ceva care se duce la 0, l -n, ca, din ceva care se duce la 0, lână din ceva care se duce la 0 pe desen, știu că ăsta e logaritmul, lână din x. Când mă apropii de 0, logaritmul se duce la minus infinit, asta se face la minus infinit. Deci, cu alte cuvinte, puterea aceasta este doar puterea atenție, va fi cazul pentru 0 la 0 infinit ori 0. Dacă am infinit la 0, tot acolo ajung, pentru că înseamnă că ăsta și la infinit, ăsta la 0. Deci, vedeți, dacă avem infinit la 0, încă o dată, va fi e la, asta e simbolic, 0 ori lână din infinit. Dar lână din infinit este infinit, deci e la 0 ori infinit. Și am făcut acest 0 infinit sus. Dacă am încă o dată 0 la 0, este E la 0 lână din 0, adică E la puterea 0 și lână din 0 minus infinit. Deci, în ambele cazuri, această putere va fi caz de determinare 0 infinit.